iată niște motive să folosești argila vindecătoare. Dar de ce argilă când sunt alte produse mai ușor de folosit? Dar mai întâi câte ceva despre argilă. Argila a fost catalogată drept o prețioasă substanță minerală. Este un element natural terapeutic cunoscut și folosit încă din cele mai vechi timpuri. Anticii o numeau pământ vindecător, iar cei care o consumă pot confirma. Compoziția chimică a argilei este aproape la fel ca a corpului omenesc și asta o face foarte folositoare pentru oameni. Întotdeauna, remediile naturale au fost considerate cele mai bune și cele mai sănătoase. Bogată în minerale, săruri și oligoelemente, argila are virtuții terapeutice neîntâlnite în altă parte. Este remineralizantă, antitoxică, antiinflamatoare, detoxifiantă și pentru că are rol de catalizator în procesele biologice, te încarcă cu energie. Vei uita de problemele digestive, excesul de bacterii rele. Mai ales periculoasa Helicobacter pylori sunt printre cauzele apariției gastritei, ulcerul gastric și multor altor boli. Argila reușește să restabilească echilibrul florei microbiene pentru că este sterilă și nu lasă bacteriile rele să se dezvolte exagerat. În același timp protejează mucoasa gastrică, reușește să păstreze sănătatea stomacului și a intestinelor, poate și pentru că argila conține o mare cantitate de elemente care fac organismul să devină alcalin. Argila îți dă energie. Acest sistem mineral conținut de argilă regenerează activitatea organică și aduce energie organismului. Ideală în curele de slăbire, argila este considerată un bun detoxifiant al organismului, are forță să neutralizeze și să absoarbă din organism chiar și otrăvuri provenite din metale grele. Argila mătură toate deșeurile fără să te priveze de sărurile minerale. Dacă bei timp de 3 săptămâni de 3 ori pe zi apă argiloasă, vei fi uimit de cât de plin de energie te simți și vei slăbi 3 la 4 kg. Este clar că trebuie să o asociezi și cu hrană sănătoasă. Vei uita de stres dacă în corp ai concentrația corectă de minerale, adică ești mineralizat. Vei avea o bună activitate cerebrală. Ca să nu-ți mai lipsească din organism fierul, siliciul, aluminiu, calciu și mai ales binefăcătorul magneziu, începe cât mai curând o cură cu argilă. Vei vedea că ți va dispărea stresul și tot ce ține de manifestările neplăcute ale lui, pentru tulburări circulatorii, pentru crampe stomacale, pentru combaterea celulitei este indicat să apelezi la un centru specializat și la fel pentru boile argiloase. Când o bei, se amestecă foarte bine și se bea într-o singură repriză. Depunerile se aruncă. Apa argiloasă se consumă de 3 ori pe zi, cu o jumătate de oră înainte de masă, timp de 3 săptămâni și apoi încă o lună, doar dimineață.